Decizie radical luat de medici în cazul lui Daniel Iona, subliniere cu, după accidentul de mașină suferit de avocat. Apar probleme pentru avocatul Daniel Iona, subliniere cu, după ce a fost implicat într-un accident rutier marci dimineață, acesta a ajuns la spital, acolo unde a fost operat la mână, sublinierei unde i s-au făcut o serie de investigații, iar acum a aflat ce externarea lui a fost amânată. Potrivit surselor spinews.ro, medicii au decis să-l mai țin pe Daniel Iona, subliniere cu, un spital pentru a-i face investigații amnuncite. După un control efectuat astăzi, cei care l-au monitorizat în aceste zile au decis să amâne externarea. Chiar dacă el spera să scape cât mai repede, sublinierea să meargă acasă, dorința lui va fi îndeplinit, dat fiind faptul ce pentru medicii care au grijă de el sănătatea primea zi vor fi refăcute investigațiile medicale. Culmea lui Dumnezeu, mea subliniere teptam să mă simt mai bine, dar în schimb mă simt subliniere or, numai rău, de-abia acum încep să subliniere îi fac apariția tot felul de dureri în diferite zone, dureri pe care nu le-am simțit din cauza subliniere ocului. Punct de dimineață am făcut tot soiul de investigații. S-au elucidat toate problemele. Nu sunt probleme din punct de vedere radiologic. Sunt chestiuni normale, care apar în urma unui astfel de accident, a spus Daniel Iona, subliniere cu, în urmă cu o zi.